Dacă ieri a vrut să afle de la români care este legătura dintre tăierea porcului și Crăciun, Răzvan Anghelescu a avut astăzi altă curiozitate bolnavă. Dacă noi tăiem porcul de Crăciun, ce animal se taie în Africa, domne? Vax populi. Ați dat porcul nostru pe elefantul lor? Păi nu. Nu. De ce, doamnă? Dacă o fi mai bun elefantul. De ce? Că nu am mâncat niciodată și nu știu ce înseamnă și... Nu, dar ei în perioada asta credeți că pot să facă, nu știu, sarmale din carne de elefant? Se pot face? Nu știu, n-am auzit. Nu ați auzit. Dar din carnea de, nu știu, tocată, ore și sarmale? Păi se face, că din orice carne se face sarmale. Elefant. Elefant. Cum credeți, doamnă, că e carnea asta de elefant? Nu știu, nu. Ar fi mai bun porcul nostru sau elefant? Mai bun porcul nostru decât elefantul lor. Aolo. De ce, doamnă? Nu știu. Ați dat vreodată porcul pe elefant? Nu, nu aș da. Nu, niciodată nu da. Maimuța. Maimuța se taie de Crăciun în Africa. De unde știți, doamnă? Ați auzit undeva, ați văzut? Așa, nu, am zis așa, la o foto doar. Dumneavoastră ce credeți? Ce animal se ar taie de Crăciun în Africa? În orice caz, crocodilul nu. Crocodilul nu. Dar ce, maimuța? Nici maimuța. Păi ce să mănâncă maimuța? Ce credeți că se taie în Africa? Elefantul. Păi dar oricum nu se tăia șarpele ca să mănânce. Păi șarpele, să mănâncă. Să mănâncă șarpele. Da. Ați merge mai degrabă pe șarpe tăiat de Crăciun decât pe maimuță? Nu e vorba, nu. N-aș mânca nici de maimuță, nici de șarpe. Cămilă. Ați da carnea de porc pe carnea de cămilă? Nu. Nu ați da. Să rămânem la porcul nostru și ei cu cămila lor? Normal. Ați da porc pe șarpe? Nu l-aș da. Nu l-aș da. Păi cum zic, cum să-l dau? E mai bun porcul nostru decât șarpele lor? Păi cred că... A spus că maimuța să taie de Crăciun la ei. Ați da maimuța pe porc? Nu. Cine credeți că e mai bun, porcul sau maimuța? La gust? La gust porc. Porcul nostru. N-ați da niciodată, nu? Sunt normal. Una dintre ele. Maimuța. Ați mâncat sarmale de șarpe? Da. Păi dacă nu știu, mănânc. Da, ați mâncat. Nu, zic, se poate face. Se poate face, că pui unii șerpi care să mănâncă și e sunt mari, nu e ca șarpe mic ca deget. Păi cred că crocodilul. Crocodilul s-ar tăia de Crăciun la ei. Da. Ați mânca așa ceva în locul porcului nostru? Dacă așa să mănâncă, aș mânca. Aș mânca. Da. Cum credeți că e carnea asta de crocodil? Nu știu. O fi mai bună decât cea de porc?